Bună ziua, dragi telespectatori! Mă bucur să vă regăsesc iată din nou în zi de sărbătoare și cred că deja ați observat că încercăm astăzi să aducem în fața dumneavoastră o filă de istorie. Se spune că istoria este nisipul care rămâne în clepsidra timpului. Întoarcem astăzi clepsidra și răsfoim o pagină de istorie. L-am invitat alături de mine pe Constantin Lăpușneanu, vicepreședintele Asociației Culturale Getodacii Liberi din Moldova. Bună ziua și bine ai venit, Cătălin. Constantin, pardon. Bună, a trecut bună, Paștele. Da. Mulțumim pentru invitație. Da, încercăm astăzi să reconstituim o bucățică din, o fărâmă, să zicem, din istoria strămoșilor noștri. Ne referim la strămoșii noștri getodaci, de aceea am și pus acest nume al Asociației Getodacii din Moldova. Bun, poate la început aș vorbi chiar pe acest subiect, ținând cont că hai să vorbim puțin la început despre Asociația Culturală Getodacii Liberi din Moldova. Cine sunteți? Cât sunteți? Ce scop are asociația? Da, cum să spun, asociația este o asociație culturală, cum ai spus, non-profit. Este o asociație bazată pe pasiunea noastră, a unor oameni care își doresc să, eu știu, să schimbăm în bine, poate, viitorul țării noastre, să spunem așa. Noi suntem undeva la vreo 50 ceva de membri, momentan, din Iași și din zona Bacăului, Bacău, Buhuș, Filipești. În acea zonă avem și acolo o filială destul de puternică. Cum am spus, noi ne ocupăm, practic, cu reconstituirea istorică. După cum vedeți, ne îmbrăcăm, ne echipăm ca strămoșii noștri, mergem prin școli, în muzee, la facultăți, în evenimente de acest gen, în săpături arheologice. Practic, oriunde se poate arăta, unde putem noi demonstra și arăta oamenilor cum trăiau și cum se echipau și cum modul lor de viață a strămoșilor noștri. Este foarte frumos ceea ce faceți și cei care urmăresc pagina asociației, pentru că voi aveți și o pagină a asociației, o pagină de Facebook, văd foarte multe postări din locurile unde mergeți. Vă întâlniți cu copii, mergeți la deschideri de muzee, la festivaluri și știu că vă pregătiți chiar în această seară de plecarea la un mare festival. Da, în această seară plecăm la festivalul de la Alba Iulia, festivalul roman Apulum. Este cel mai mare, cred că, festival din România de acest gen. Sunt peste 300 de reenactori. Reenactori, că pentru cei care nu cunosc, este denumirea din engleză a ceea ce facem noi. Adică reconstituire istorică, reenactor, asta înseamnă. Reconstituire istorică, da. Deci sunt peste 300 de reenactori din foarte multe țări. Cred că sunt vreo 15 țări. Deci vin din foarte multe țări. Asta e bine, pentru că și ei cunosc istoria noastră și noi îi cunoaștem pe a lor, cum s-ar spune, un schimb de experiență culturală. Este un festival pentru toate gusturile. Practic, aceste evenimente sunt niște festivaluri care ar trebui, părerea mea, în orice oraș a României, pentru că nu au niciun scop politic, nu au niciun scop de... Da, sigur, alte... sunt independente de interesele financiare. Este vorba și doar politice. De istorie, de spectacol... Ce se întâmplă, practic, în cadrul unui festival? Pentru că eu urmăresc pagina voastră și văd acolo că e paradă militară, e un fel de festival de gătit de a arăta celor care nu știu ce obiceiuri aveau dacii, ce obiceiuri aveau romanii. De altfel știu că reconstituiți lupte între daci și romani. Da, sunt un eveniment de acest gen, ține undeva la 3-4 zile. Sunt cam toate se deschid cu o paradă militară, ori de zi, ori de noapte. Cea de noapte este cu torțe, cea de zi se deschide chiar la începutul evenimentului, să spun, va fi la Alba Iulia. Cu toți cei care participă, deci vă imaginați-vă 300 de daci, romani, celți, aliații lor, femei și bărbați, și femei și bărbați și copii, cu toți care vin acolo. După care încep patelerile propriu-zise, deci se instalează tabere militare, corturi, tot felul de... Fiecare cu a lui, romanii cu taberele lor, dacii cu taberele lor și tot așa. Pe tot parcursul zilelor, de fapt, publicul poate veni, interacționa cu reenactorii, pot să vadă patelerile de meșteșuguri, că sunt ferărie, pielărie,
bolărit, tot felul de chestii, tras cu arcul. Să pună întrebări, pentru că voi le răspundeți. Noi le răspundem, pot trage cu arcul, pot chiar lucra în lut, dacă vor să facă. Deci sunt foarte multe ateliere special pregătite pentru ca lumea să interacționeze, inclusiv copiii până la cel mai în vârstă. Sunt lupte de gladiatori, deci foarte bine pregătiți profesioniști, unele mai full contact, adică mai reale, mai altele dure, puțin mai spectaculoase pentru cei mai mici. Sunt dansuri de fete, de nimfe, dacice, frumos îmbrăcate și tot felul de ritualuri, de nuntă, de... S-au recreat tot felul de dansuri, deci practic fetele fac. Să înțeleg așa că în cadrul asociației voastre sunteți practic niște actori, fiecare are un rol. Nu, mie nu-mi place cuvântul actor, sincer să spun, pentru că noi trăim chestia asta. Un actor o face pentru bani, pentru că, bun, o face și din pasiune, îi place, dar el o face pentru că așa este rolul. Nu, noi o facem din pasiune, iar fiecare își găsește acel rol în echipă, să zicem, și intrăm în acel personaj și ne facem treaba ca acel personaj. Adică, nu, sincer, nu prea îmi place cuvântul, prefer renactor sau... nu știu, orice altceva, dar nu actor, pentru că nu facem actorie. În viața reală respectați aceleași tradiții și obiceiuri? Eu cred că da. Eu întreb. Eu cred că da și de aceea toți băieții din jurul meu sunt niște persoane extraordinare, cu familii, oameni care au o anumită vârstă, care au ajuns la un nivel unde nu, să zicem, nu se mai pot juca, știi cum e, când ești mai tânăr. Avem și mai tineri, nu zic, avem și studenți. Dar majoritatea, de aceea am și ales persoane care, cu o anumită experiență în viață, care altfel lucrez cu unii decât înțeleg, cu unii mai tineri. E mai greu cu cei tineri, știm și noi. Ce rol au doamnele în asociație? Ca și în ziua de zi cu zi, în ziua noastră de reală, nu? În ziua de viața de zi cu zi, se ocupă de pregătitul taberei, de l-a ajutat la bucătărie, l-a interacționat cu copiii, cu publicul, la pictură, la tot felul de... Cum am spus, altele dansează la alte asociații. Noi încă nu avem dansatoare, ce-i drept. Dar nu e târziu să găsiți. Avem chiar și o doamnă care este antrenoare de scrimă, care, exemplu, este, să zicem, pusă la atelierul de, împreună cu băiețelul meu. Ei sunt cei care au grijă de copii când fac antrenamente cu săbile și scuturi. Bun, săbile sunt din plastic, cu niște scuturi de nuiele pentru copii. Noi, în varianta în care ne luptăm, că vorbeam și... că nu terminasem ce se întâmplă la un festival. Deci, pe lângă luptele de gladiatori, sunt și luptele cele mari, cum le spunem noi. Bătăliile, la sfârșit de zi, în fiecare zi, se face câte o bătălie mare. Între daci, romani, aliații lor. Deci, imaginați-vă, nu știu, aproape 100 de daci cu 100 de romani. Este un impact, o adrenalină enormă, un impact vizual și emoțional. Luptele sunt reale sau nu? Există bine, riscuri? Depinde ce înseamnă real. Ele sunt destul de reale. Noi mai ieșim cu zgârieturi, cu deci vânătăi. Sunt, da, de asta spun, noi nu facem, noi suntem actori, exact ce spuneam. Noi chiar facem chestia asta, bun, nu, armele nu sunt ascuțite, dar totuși le luptăm cu arme de fer. Scuturile, vedeți, au umburile din fier, armele, deci, bun, fiecare asociație, fiecare membru știe că în fața lui, chiar dacă se luptă cu un roman, suntem prieteni, pentru că de seară, după ce se termină evenimentul, ne întâlnim, mai bem o bere, mai stăm la un foc de tabără, mai povestim, mai mâncăm un ceaun împreună. Deci nu suntem dușmani în viața reală. Pe câmpul de luptă, bun, adrenalina este la locul ei, mai sunt unele mici, să zicem așa, accidente, dar astea sunt din neatenție sau... dar nu e nimic grav. Asociațiile, pentru că sunt mai multe asociații de profil în țară, vă întâlniți des, sunteți prieteni, mențineți legătura, cum e? Bineînțeles, suntem ca nici, deci, de-abia așteptăm că vorba aia a trecut din septembrie la ultimul eveniment, nu știu câte luni au trecut și toată lumea de-abia așteaptă să ne întâlnim, deci ne trimite mesaje, ne sunăm, ba, mai sunt câteva zile, ne vedem, mâine ajungem. Deci suntem ca niște familii care ne vedem și ne bucurăm de viață, ne distrăm împreună pe lângă spectacolele și munca care o facem. Pentru că asta vreau să spun, să nu creadă lumea că ne ducem acolo doar, domnule, îți ducă la distracție, nu știu ce. Nu, este o muncă imensă în spatele acestor chestii. Hai să vorbim puțin despre pregătirea pentru un astfel de festival. Păi, pentru noi a durat cam acele luni din septembrie până acum, toți, bine, în afară sărbătorilor știm cu toții că ne mai oprim mai, dar am pregătit echipamente noi, am pregătit scuturi noi, coifuri noi, armuri noi, opinci,
s-au făcut din steaguri. Deci e o muncă foarte mare în spatele acestei chestii. Și e din timpul nostru, deci nu e din toți timpul practic cuiva. Faceți voluntariat din pasiune și din dragoste pentru istorie și pentru strămoși. Bineînțeles, cam asta este fraza cea mai corectă care ar defini ceea ce facem noi. Este o pasiune pe care noi o trăim și o ne bucurăm de ea. Prin ceea ce facem noi, cum am spus, în acțiunile noastre încercăm să, eu așa simt și așa cred că poate orice chestie, asta o spun din experiență, pentru că de atâția ani când fac acest lucru, este extraordinar să mergi la o școală, cum a fost luna trecută, la Tăcuta. Mergem peste o lună la Roma, la liceu de artă. Deci este extraordinar să lucrezi cu copiii și să vezi că învață în acea zi mai mult decât poate învață într-un an de școală, pentru că altfel este să vină, să pună mâna pe o chestie, să facă în lut. Deci, lucrurile practice prind mai ușor. Da, astfel de lecții se cheamă lecții de istorie pe viu. Practic, așa le numim noi. Nu, și în Occident, peste tot. Noi n-am inventat chestia asta. Asta se fac de foarte mulți ani în Occident, în țările civilizate, din Europa. Deci este un curent foarte puternic și la modă în țările europene. Un curent care, să spunem așa, nu strânește sau trezește niște sentimente patriotice sau de iubire de țară, de prieteni, de cetățeni, de țară în primul rând. Deci nu este nimic rău sau greșit în ceea ce facem noi, ba dimpotrivă. Este o chestie de cultură, de educație. Iar eu știu că fiecare membru din asociația voastră are un nume și o istorie. Cum e? Cine le-a dat-o? Da, exact cum spuneam, intrăm în acel personaj care îl dorim. Numele le-am ales după niște texte și după niște scrieri din antichitate. Sunt mai multe nume de daci consemnate. Chiar și în Egipt s-au găsit niște plăci din lut. E posibil daci care au după cucerirea dacii, de fapt după cucerirea regatului lui Decebal de către Traian și a Imperiului Roman, mulți daci au ajuns în armata romană. S-au făcut mai multe cohorte, s-au ajuns până și în Anglia, deci au fost împărțit în toată Europa. Este undeva la Muzeul Militar din București, este o hartă chiar cu toate cohortele de daci duse în diferite țări. Chiar și în Egipt au ajuns. Deci, practic ei, chiar și după cucerire, care au vrut să devină luptători, soldați, legionari romani, au mers în continuare, au fost plătiți, erau... Deci, numele s-au ales pe aceste plăcuțe, deci nu sunt nume inventate. Deci toate sunt... De altfel și voi purtați la gât și telespectatorii pot vedea că aveți o plăcuță prin care vă purtați. Bun, acestea sunt plăcuțe numele romane. Oficial nu știm dacă dacii le aveau. La romani sunt. E ca în armată. Fiecare are numele și seria lui sau codul de soldat. Noi le-am făcut pentru că ne-a plăcut ideea. Ați preluat-o. Am preluat-o pentru că foarte multă lume poate nu știe. Dacii și nu numai dacii, toate popoarele din antichitate și nu numai, preluau, dacă, ca și noi în ziua de astăzi, da, dacă vedem o haină faină, o cumperi din altă țară, nu trebuie să o faci tu. Sigur. Deci, ca ei și ei atunci preluau chestii de la greci. Noi, zona aceasta a Daciei, a geto-dacelor, a avut o mare influență din totdeauna din cultura grecească. Pentru că eram foarte aproape de ei, la Marea Neagră știm că erau toate cetățile alea, erau cetăți grecești, deci negoțul și schimburile culturale între ei au fost foarte intense tot timpul. De aceea, dacă știm chiar și bijuteriile care s-au găsit în această zonă a noastră, mulți zic că ar fi fost de import grecesc, pentru că lucrătura e puțin diferită de ceea ce e în zona noastră. Și vestimentația doamnelor este preluată. Chiar vorbeam înainte de emisiune cu unul din multe colegi. Dintre hainele care le purtau doamnele, să zicem, stăpânele dacilor sau cum e așa, le aveau de la Roma sau din Grecia, pentru că, imaginați-vă, vinea o solie de la Roma sau din Grecia, frumos îmbrăcate, doamna e cea, șef, băi, tată, uite ce frumos sunt îmbrăcate, nu? Păi cum, eu umblu ca o țărancă și vin fetele astea frumoase, nu? E ca și ziua de azi, e aceeași chestie. Sigur că da, ce e frumos ne place tuturor și preluăm. Noi nu ne-am schimbat, noi ca oameni nu ne-am schimbat, nu vorbim doar strict de degetul, dar de toate popoarele antichității, pentru că e normal. Pe vremea aia ei își împodobeau cai, cum noi acum, cine vrea să-și etaleze mașinile de lux. Ei, calul era mașina lor. La fel, eram cu tot felul de bijuterii din aur, frumos îmbrăcat, colorat. Deci, practic,
aceeași chestiune. Vorbim de bijuterii și pentru că tot am ajuns la acest subiect sensibil pentru doamne, cum le faceți bijuteriile doamnelor din asociație? Cine le face? Cine se ocupă de asta? Sunt mai mulți meșteri în România care fac parte din asociații, care sunt foarte talentați pe această, pe această nișă. De fapt, noi încă nu avem în asociație un astfel de... Acum încercăm, facem o turnătorie, să vedem. Răzvan de la noi, Tarbus, de la Bucuș, este Ferrari-ul nostru, este un Ferrari experimentat, poate cel mai bun din România, și acum încearcă să intre și în această nișă de bijuterii, de târnătorie. În schimb, avem foarte mulți prieteni în alte asociații care sunt foarte buni, cum am spus, ei sunt maestri, chiar perfecționiști, să zicem, în această chestie și de acolo trebuie să apelăm la el pentru orice bijuterie. Na, nu avem ce face. Import, exact cum spuneam. Importurile între triburi sau între regate. După cum știi că mă întrebai înainte de emisiune, da, de ce am mărgele colorate la gât. Ei bine, se pare că pe acea vreme bărbații purtau astfel de mărgele colorate, pentru că toate mormintele de incinerație getodace s-au găsit aceste tipuri de mărgele. Nu știm dacă aparțineau soțiilor care se incinerau cu ei sau aparțineau chiar lor, a taraboșnicilor sau a nobilor, bazileoșilor. Eu am foarte multe întrebări de pus și revin la subiectele discutate precedent. Nu ne-am lămurit. Fiecare din asociație are un nume și am înțeles de unde provine și istoria de unde este luată, istoria personajului. Sunt mai multe personaje care apar scrise și apar încă de pe vremea Antichității, la mai mulți autori. Pentru că am văzut romani acolo povești construite în jurul unui personaj. E din tată roman, din mamă. Bun, unele, dacă unele sunt e bucătar. Și, e... Da, unele sunt și poveștile noastre, nu la toți. Adaptate după personalitatea fiecăruia. Adaptate după personalitatea fiecăruia din asociație. Deci, practic, dacă Leu aici lângă mine, străjerul, pe numele lui Gerula Viezurile, cum îi spunem, dacă ele, să spunem, mai... se pricepe mai bine la gătit și la alte chestii, atunci facem o poveste în jurul talentelor sale, nu? Fiecare are un talent, fiecare se comportă în anumit fel în asociație și are, aduce aportul său și atunci automat se face o poveste în jurul personajului lui, de fapt. Am înțeles. Și e un șef, o șefă, cum e? Cine conduce din umbra asociația? Bun, noi ai... Exact cum spuneam, avem o poveste frumoasă pentru că nu ne referim strict la o asociație. Suntem ca un regat. Noi nu ne place să ne spunem că suntem regatul Sunteți zimbrilor. Sunteți o familie și noi vedem că voi vă întâlniți des exact ca în familie. Da, de aceea spun că ne place să ne numim, autonomim regatul zimbrilor de lângă Piretos. Piretos e numele râului Prut din Antichitate. Iar zimbrii am ales pentru că și acum știm foarte bine că simbolul Moldovei este zimbrul. Cu toate că pe acea vreme... la începutul medieval, era bourul, de fapt. Există niște controverse, da. Nu, bourul era, pentru că la un moment dat Cezar, în o scriere, considera că cine omora un bour era, într-adevăr, era un mare captură pe acea vreme. Era cam apogeul animalului sălbatic din Europa. Deci era cel mai puternic, era considerat. Chiar mai puternic decât ursul, pentru că era mult mai mare decât un zimbru. Deci încă cam jumătate mai în plus față de un zimbru actual. Deci era un animal feroce și foarte mare. Și greu de ucis, vă dați seama. Da. Deci, practic, poate mulți o să zică că sunt nebuni. Dom'le, visează ăștia că sunt regi, regate. Dar e o nebunie frumoasă. De e ce? O nebunie frumoasă. De fapt, este o poveste pe care noi o trăim în paralel cu viața de zi cu zi. O poveste pe care învățăm. Nu e nimic. Deci nu este o fantezie, să spunem, dom'le, nu știu, Game of Thrones sau... Nu, sunteți chestii pregătiți și sunteți, da, documentați în... Bineînțeles. Avem doctori în istorie în asociație, arheologi, muzeologi, deci avem parteneriate cu muzeele din Iași și cu instituțiile, deci nu este nimic făcut la... Chiar asta vreau să ajungem, orice avem pe noi, orice suliță, paftalele, cataramele, fibulele, deci tot ce ține de echipamentul unui getodac, fie el civil sau fie războinic, totul este făcut științific. Nu este absolut nicio invenție sau nicio chestie fantasy sau, domnule, așa vreau să-mi fac eu că îmi place. Nu. Totul este strict istoric. Cum s-a găsit arheologic sau bazat pe imaginele de pe coloana lui Traian.
Eu înțeleg că voi vă documentați asupra detaliilor de pe astfel de fie instrumente de luptă, fie îmbrăcăminte, vestimentație, bijuterii. Cât timp vă ia să le și faceți? Aveți o garderobă, aveți un atelier unde le țineți, le schimbați în funcție de festivalul la care mergeți? Cum e? Bineînțeles că avem un loc unde trebuie să le ținem, pentru că sunt foarte multe. Deci, chiar acum vorbeam că plecăm ea la drum, deci sunt vreo 2-3 tone de echipamente. Da, plus corturi, deci vă dați seama, nu e ușor. Trebuie să le încărcăm, să le descărcăm, să le echipăm, să sunt cămăși, deci armurile, noi acum am venit fără armuri, dar armurile noastre, de exemplu, o cămașă de zale ajunge undeva până chiar și la 17 kg. Deci să pui 17 kg doar de fier, după care scut, sabie, pafta, mai știu eu ce, deci ajunge undeva la 20 și bine de kilograme. Pentru că eu am să le spun telespectatorilor că noi și înainte de a intra în emisie am făcut o regizare, așa ca să spun, ne-a luat câteva minute până ne-am îmbrăcat, până am văzut dacă e bine, dacă nu, dacă stă cum trebuie. E puțină muncă, nu e chiar ușor. Exact ce spuneam, Ana, este multă muncă în spatele acestei pasiuni, dar o facem, cum am spus, că ne place și că ne iubim strămoșii și cred că atunci când faci ceva cu drag și din tot sufletul îți reușește. Este multă muncă, cum am spus, nu e ușor să bați la fier, să faci coifuri, vă dați seama, sau arme, sau suliți, sau spade, nu e nimic ușor. Eu abia aștept să le mai dăm telespectatorilor câteva detalii, luăm o scurtă pauză și revenim.